Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uh-huh. Înțeleg că se întorc din vacanță copiii din partea asta de țară, dar intră în vacanță copiii care sunt în Brașov, mai vacanță de schimb mai în alte județe. Că le-ai văzut vineri la petrecere. Arad, da. Nu mai înțeleg nimic. Unii se întorc, Bucureștiul cel puțin se întoarce, s-a întors astăzi. Uh-huh. Da. Suceava și ce mai era, încep de asta sau acolo. Brașov, Arad, au fost copii care ne-au relatat vineri la petrecere că intră în vacanță. Nu știu dacă mai e cineva preocupat de școală, în școala românească. Avem un nou record negativ la simulare. A fost simularea, nu? Acum două săptămâni, o săptămână când a fost. Uh-huh. Cel mai mic procentaj de note peste 5 din ultimii 4 ani la matematică. Cel mai mic, adică abia peste 42% dintre elevi au reușit să ia peste 5. Da. 58%, nu? Sub 5, simulare. Bun, sigur, nu e un examen. Este o evaluare, nu? Simulare, este în joacă, dar, în principiu, ai și orgoliu ăsta. Adică, chiar dacă nu ești în competiție, în concurs, ai vrea și tu să ai un rezultat bun, nu? Sau că e cea mai bună verificare pentru elevi înaintea unui examen adevărat. Da. Da. A fost și cea mai grea simulare din ultimii 4 ani, da, a matematică. Adică au fost cele mai dificile subiecte. Eu sunt în miezul problemei cu Ștefan. Atât de grea încât mai mult de jumătate au luat sub nota 5? Atât de grea? Da. Okay. Așa, aparent, de moment ce au luat notele astea, nu? Păi nu, asta nu înseamnă că a fost grea, înseamnă că poate... Nu, dar aia că a fost greu, spun eu. Că fiul e bun la matematică, Ștefan. Adică a parcurs simulările alea din anii precedenți fără probleme. Și Luca a luat sub Ștefan. Da. Iar aici a avut ceva dificultăți. A luat 8.50, ceea ce e o notă mică în raport cu posibilitățile lui din simulările din anii precedenți. Mă, dar ce le-a dat unde? Ea a surprins cu gri... E structurat teza asta pe 3 sau 4 puncte. Da. Care aveau de obicei grad ascendent de dificultate. Deci de data asta a început cu primul subiect, amestecat. Ăla cu la grile, pe care Ștefan în medie le parcurge în 7-8 minute la simulările din anii precedenți. Acum asta jumătate de teză să facă grilele. Și a și greșit două. Dar a fost pentru el, el a bulversat dificultatea subiectului. Știi că era obișnuit că la subiectul 1 le face în cap și le pune răspunsurile fără să scrie nimic. Da. Și acum a avut de făcut rezolvări ample pentru unele dintre punctele astea de la, subiectul, de la grile. Subiectul 1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Acum, serios, ăsta este unul dintre subiectele care asta a aplicat. La unul din 5 elevi nu a știut să rezolve acest exercițiu, asta care este ordinea operațiilor. Da. Matematice, ca să nu știu dacă e operațiilor sau operațiunilor matematice. Operații. Da? Înțeleg, asta se preda acum în clasa a doua. Da. Zice așa, rezultatul calculului, trebuie să spui care este rezultatul calculului, 52 minus 2 ori paranteză 25 minus 5. Și le dădea variante de răspuns. Ca 12, ca la dublu sau nimic, câteodată. Da. 22... Pardon, le dădea variante de răspuns. 12, 92, 100, 1000. Deci le dădea inclusiv de-astea, adică... Una de exclus din start. Da. Cine a inventat dinamita? Iuliu Cezar, știi? Adică, serios. Ideea e că aceste grile au o pondere destul de mare în punctajul final al tezei. 5 puncte. Ăsta. Da. Adică, practic, iei 6-le dacă faci grilele perfect. Și e cu atât mai dramatic procentul ăsta de note peste 5, cu cât mulți au pus și la nimereală. Păi, asta spun. Sunt și mai grele, unii au pus la nimereală, că și Ștefan, una dintre ele, a pus-o la nimereală, că nu... Are o șansă din 4. Exact. Adică trebuie să-i în calcul și bulanul, ca să zic. Păi, totuși. În procentul celor cu note peste 5. Da, încă o dată. Record negativ la simulare, cel mai mic procentaj de note peste 5 din ultimii 4 ani la matematică, adică abia peste 42%. Totuși, la română, aproape 3 sferturi dintre elevii de clasa 8 au luat note egale sau mai mari ca 5. Uh-huh. Rezultatele acestea urmează să fie analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții și așa mai departe, se arată în informarea Ministerului Educației. Două întrebări pentru voi, prieteni, în dimineața asta. Sunați-ne la 0372069599 și mesaj audio, evident, pe WhatsApp 0728312132. Așadar, mai întâi de toate,
Cum arată analiza asta a rezultatelor? Ea se face? Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unități de învățământ, prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții și așa mai departe. La școala copilului se mai analizează cumva rezultatele astea? Ce se întâmplă cu analiza? Este că de azi încolo începe analiza. Da. Păi, și adică praanii n-au apucat, în general. Se pregătește ceva, ce urmează? Sau fiecare familie își analizează rezultatele dacă are responsabilitatea necesară? Și doi, cum vi se pare performanța asta școlară? Încă o dată, doar 42% peste nota 5. Cum credeți că ar putea fi îmbunătățite performanțele școlare? Și de ce credeți că sunt rezultate atât de proaste, să nu ne ascundem după degete, sunt rezultate proaste. E, și când căutați un răspuns la întrebarea asta și n-aveți copilul în clasa 8-a, să luați în calcul faptul că, unul, este generația care a stat acasă un an în pandemie și școală nu s-a făcut, sincer, acum. Cred că au fost excepții unde s-a făcut școală. Ștefan, practic, finalul de clasa 4-a și toată clasa 5-a a făcut de acasă. Deci trecerea de la școala primară la gimnaziu a pierdut-o anul ăla. Doi la mână, este prima generație care a avut parte doar de două teze. Deci el a dat o teză la matematică și una la română. Pentru că în clasa 5-a nu s-au dat tezele fiind în învățământ de acasă. Și după în a 6-a a apucat să dea o teză la română și una la mate, după care s-a trecut la metoda asta nouă cu modul, da? Da. Numai cu semestre și ce cu vrei teze. Să spui? Adică ei nu au obișnuința de a da examene. Aha. Adică pentru ei este al treilea examen din viața lor, cu o foaie de hârtie și un examen cu multe subiecte pe care trebuie să le rezolve într-un timp T. Am vrea să vă auzim și pe voi, profesorii care sunteți pe recepție. Ne mai profesorii de exercițiu tezelor. Profesorii de gimnaziu, care aveți de a face cu copiii care obțin astfel de rezultate. Ce se întâmplă, fraților, oameni buni, dragi profesori și doamne profesoare? Ce se întâmplă? 0372069599. Vă așteptăm. Și de notele foarte mici. Apropo de ce spunea Luca mai devreme, de faptul că cei mici nu sunt obișnuiți cu noul examen sau noua formă a examenele în general. Nu, da. Nu sunt obișnuiți cu examenele. Mirela din Oradea spune, la noi la școală, o școală din Oradea, profa de mate în fiecare lună a cuplat două ore și au dat simulare exact ca la examen. Uftiu. La sfârșitul anului școlar s-au văzut rezultatele, da, foarte bune. Da. Deci da. S-au pregătit. S-au pregătit, da. Atunci înseamnă că poate rezultatele astea sunt și un rezultat al lipsei de pregătire, scuzați repetiția. Da. Și al lipsei, da, de interes. Tare mie că vom da vina doar pentru pe copii pentru rezultatele astea proaste și nu știu dacă e corect așa. Eu cred că ei sunt ultimii pe care trebuie să dea cineva vina. Exact. Dana, bună dimineața. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Da. Sunt profesoară de limba română la unul din liceele teoretice din Cluj. Am emoții în această dimineață. Da. Și nu trebuie să ai emoții, că la noi nu e cu note, nu e cu repetenție. Da, nu, te ascultă trei luaze acum, uite. Da, te ascultăm. Da, pe lângă activitatea pe care am la școală, coordonez și centrul de excelență la nivel de județ la clasa 6-a, okay, la limba română, și vreau să vă spun că nu mă pot identifica cu imaginea învățământului românesc pe care ați creat-o în această dimineață prin prezentarea pe care ați făcut-o. Da. Vreau să vă spun că rezultatele au venit vineri după amiază. Noi încă nu le-am primit oficial, le vom primi în această dimineață. Așa. Iar dumneavoastră deja ați făcut o analiză. Mi se pare că analiza dumneavoastră nu este o analiză de specialist. Și ar fi trebuit să aveți puțin răbdare, să fie într-adevăr o optică obiectivă asupra fenomenului. Păi care este, numai o secundă, care este analiza pe care am făcut-o? Noi am spus care sunt rezultatele. Cel mai mic procentaj de note peste 5 din ultimii 4 ani la matematică, adică bea peste 42%, și am citat, am scris exact asta. Totuși, la română, aproape 3 sferturi dintre elevii de clasa 8 au luat note egale sau mai mari ca 5. Ce se întâmplă, am întrebat. Nu e o analiză. Vă întrebăm ce se întâmplă cu rezultatele astea. Da, dacă aveți o explicație, vă rog. Explicația pot să o am din mai multe puncte de vedere. În această simulare au intrat copii din diferite medii. Deci învățământul depinde foarte mult de factorul economic. Bineînțeles că rezultatele la oraș vor fi foarte diferite de rezultatele copiilor care locuiesc la țară și poate fac eforturi enorme să ajungă la școală. Există, vrând nevrând, două forme de învățământ în România. Un învățământ performant,
care depinde de factorul economic prosper și un învățământ care se datorează nivelului financiar al familiilor. O bună parte din aceste rezultate se datorează faptului că sunt mulți copii care de-abia ajung la școală. Nu poate fi vorba să se pregătească la nivelul la care se pregătesc copiii cu care lucrăm noi. Când aud astfel de analize, noi facem, îi punem pe copii în fața unui subiect printat și rezolvat după structura examenului de evaluare națională în fiecare săptămână. Facem pregătire pentru aceste simulări și pentru examene la un nivel deosebit. Suntem, vă supărați, dar dumneavoastră acolo, adică îmi spuneți că la centru de excelență, nu? Nu, eu vorbesc acum de ceea ce la școală. Dar dumneavoastră, principala dumneavoastră preocupare ca profesor este să pregătiți elevii ca să iau o notă bună la un examen sau să-i pregătiți pentru a înțelege cum funcționează societatea? Că mie mi se pare că o mulțime dintre profesorii din învățământul românesc și prin ceea ce fac la școală și prin meditațiile pe care au grijă să le ofere contra cost elevilor, nu sunt preocupați decât cum să-i facă pe elevi să obțină niște note mai bune, în loc să-i ajute să învețe să gândească. Ce părere aveți de această analiză? Eu consider că nu se poate să faci, de exemplu, limba română fără să înveți un copil să gândească. Nu ai cum să pui un copil în fața unui text literar sau non-literar și să poți discuta despre acel text dacă nu dezvolți niște strategii de gândire critică. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Dana. Mulțumesc pentru intervenție. Încercăm să mai luăm și alte telefoane. Mai avem doar 3 minute în dimineața asta. Robert, bună dimineața. Bună dimineața, Robert. Salut, Robert. Bună dimineața. Deci sunt din dublă perspectivă și ca părinte de clasa 8-a și ca profesor. Da. Realitatea este simplă. Deci, în opinia mea, toate aceste evaluări sunt niște evaluări eronat, dirijate de la an la an, se pot face niște șabloane în pregătire. De fapt, 90% dintre profesorii care dau meditații fac un șablon simplu de la an la an, să meargă la subiectul care place părintelui, o notă cât mai mare și nu ceea ce trebuie să se întâmple în rezolvarea unor situații de viață. Okay. În condițiile în care se repetă de la an la an șablonul ăsta, vom avea mereu ăsta niște copii nepregătiți, luați prin surprindere, vai, tortilați de greutatea subiectelor care am văzut și noi. E vorba de o operațiune banală de clasa 4-5, acolo încep să luați. Care ar fi soluția? Pe scurt, Ionut, care ar fi soluția? Robert. Soluția ar trebui să fie, de exemplu, la limba română, un eseu de, să zicem, 500 de cuvinte despre un cuvânt, nu știu, pantof, lac, munte, și să fie creativ, să vedem cum creează ei acolo în fața unui cuvânt. Iar la matematică, în fiecare an, subiect stă complet diferit de anteriorii 5. Mulțumesc, Robert, pentru intervenție. Lăcrămioara, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, mă numesc Lăcrămioara, sunt mama unei fetițe, clasa 8-a. Intervin în această emisiune tocmai pentru că m-a deranjat analiza tocmai pe primul subiect banal care oricare l-ar fi făcut. Aruncați-vă ochii pe subiectul 2 măcar și 3. Deci, ceea ce s-a testat anul ăsta la copii ar fi greu de rezolvat pentru un copil de clasa 10-11. Am un copil mai mare cu 6 ani, știu despre ce vorbesc, că se țintește pentru niște note. E adevărat, în clasament copiii își vor alege niște drumuri, niște licee, niște secții în funcție de note, că notele vor fi toate mai mici sau toate mai mari. Ăsta este învățământul în România. Desigur, pregătim copiii ăștia să zboare. Credeți-mă, ni greu, în sistemul ăsta prost sau bun românesc de învățământ, ne străduim să nu șocăm copiii, să nu șocăm profesorii care nu știu neapărat ce punctează ministerul. Ministerul probabil nici nu s-a uitat ce se predă la clasa 8-a, nemai vorbind că într-un interval de 2 ore să rezolvi 8 probleme de geometrie, nu cred. Sunt inginer de formație, am și eu o minte tehnică, dar ceea ce s-a întâmplat anul ăsta a fost... Dar vă rog, comentați asta. Unul din 5 elevi n-a știut să rezolve un exercițiu care presupune
Să știi ordinea operațiilor de nivel de clasa a doua. Deci copiii s-au șocat când au văzut subiectele. N-aveau nicio legătură sau asemănare cu testările din anii trecuți. Vorbim de 5 ani, de 6 ani, de 7 ani. Poate copiii ar trebui învățați să gândească, poate copiii ar trebui să fie învățați să gândească și examenele să urmărească acest lucru, decât să urmărească completarea unor șabloane pe care le-au mai văzut sau nu le-au mai văzut. Mi se pare că aici este problema profundă. Pe copiii s-au șocat pentru că au văzut un șablon pe care nu l-au mai văzut până acum. Iertați-mă, mi se pare că aici este o problemă profundă. De desene, de geometrie. Ați vorbit peste mine, îmi pare rău, nu s-a înțeles ce ați vrut să spune. Zi, Luca. Zic, doamna are dreptate și tu ai dreptate la rândul tău, dar asta a fost una dintre cauzele majore ale acestor rezultate. Faptul că ți-am spus, au ieșit dintr-un șablon obișnuit, niște copii care nici nu sunt familiarizați cu examene netrecând prin teze, fapt pentru care, că eu văd în jurul meu, la colegii lui Ștefan, la prieteni că... care mi-au copii clasa 8, da, a fost atunci o problemă. Atunci înseamnă asta. Că constatăm încă o dată că aici este problema, și anume că școala românească este șablonardă, da. Și că nu învață copiii să gândească, ci să reacționeze la niște stimuli presetați dinainte sub forma unor șabloane. Cred că aici ar trebui lucrat, dacă ar fi să fie lucrat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.